La colindat să nu uităm. Acest obicei a scos pe arădeni din case cu sutele. Au colindat pe străzi ca să vestească nașterea lui Isus. După vecernie, oamenii au plecat de la biserică să colinde nu din poartă în poartă, ci din bulevard în bulevard. Fiecare colindător a purtat în mână o icoană sau o lumânare aprinsă. Ca să împărtășim bucuria Crăciunului și celorlalți. Zic că este un gest frumos, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă și e bine să ne amintim de nașterea Domnului. De zeci de ani n-am mai văzut așa ceva. Am tot fost plecate din țară și acum am vrut să văd. Îndrumați de un sobor de preoți, pelerinii s-au oprit pentru câteva minute în centrul orașului. Acolo au prins o lumânare în memoria celor care au murit în Revoluția din decembrie 1989. Este o mărturisire a credinței noastre ortodoxe, o colindă care se face pentru întreg Aradul, pentru tot sufletul care vrea să audă de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o bucurie care se dorește a se deschide dincolo de zidurile bisericii. Doamne! În județul Hunedoara, colindele au răsunat din străfundurile pământului, mai exact din peștera Bolii. Îmbrăcată în haine de sărbătoare, cântăreața de muzică populară Mariana Anghel a fost prima care a venit să ureze. Măi Crăciune, măi stăpâne, ea a fost urmată de Craii din Lupeni. Colindele lor, dar și dansurile specifice zonei, au încălzit atmosfera geroasă. La Târgu Mureș a venit și Moș Crăciun, nu cu sania, ci cu autobuzul. Are un an și 9 luni, 10 luni și e prima dată când ne vede pe moșul. Ne simțim foarte bine, ne place. Mi se pare ideea asta, că Moș Crăciun se plimbă prin oraș cu autobuz. E frumos și să mai fie, deci ne bucurăm. La Galați a schimbat mijlocul de transport din nou. S-a urcat într-un tramvai. Încep să zâmbească, râd, îmi fac cu mâna, le fac și de mână, copiii lor la fel sunt bucuroși. Frumos! Ce zici, te aduce tramvaiul pe Moș acum? Până acum v-ați mai plimbat cu Moșul, cu tramvaiul? Așa am podobit cu la mulți ani, am mai fost, dar și cu Moșul, nu. Să conducă Moșul? Nu. Simți că vin sărbătorile. Moșul a ținut să precizeze că fiecare călător care urcă în tramvaiul lui trebuie să aibă bilet.